Acum câteva zile m-am trezit cu bolița la ușă. FBI, și mă întrebam... ce am făcut, șef? Ce am făcut, șef? Mă întrebam, bă, ce-am făcut, ești nebun? N-ai făcut nimic, ce-am zis eu ceva? Am depus eu o plângere pentru un nene care se totea de mine online. Nu știu dacă a ajuns la el sau nu încă. Probabil că îl cunoașteți. Dar nu era asta. Am primit o citație care arată cam așa. Trebuie să blurăm pe aici în chestii, să nu se vadă numele de telefon și alte chestii. Am primit o citație. Uitați-vă documentul în care eu sunt chemat. Astăzi trebuie să mă duc, încă n-am fost. Să mă duc într-o oră jumate să ajung acolo. Să dau o declarație. Sunt propus ca martor. Da, pentru ce-s propus ca martor? Pentru o fraudă cu o mașină vândută de un samsar unui om care nu știa și a luat țeapă. De când? Din 2018. De când eram în serviciu. Bună ziua! Lucrați cumva? Mai lucrați în serviciu? Nu. Ați lucrat aici? Da. Păi e un domn care a fost cu mașina la dumneavoastră, ați făcut o diagnoză, așa susține că am făcut o diagnoză, că avea multe erori și că și-a dat seama că și-a luat țeapă. Era vorba de un BMW X3, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-aduc aminte povestea, așa vag, pentru că sunt multe și sunt 3 ani de atunci. Țin minte că a dat pe mașină undeva la 5.000 de euro, pe un X3, 2.0 diesel. Și știu că nu mergea bine mașina și m-a rugat să-i fac o diagnoză, i-am făcut un full scan complet. Erau 4 pagini de erori. Deci pe lângă, pe partea electrică, care era o grămadă, erau multe și pe motor. Deci avea foarte multe erori și motorul nu mergea ok. Și mai departe, nu mai știu. Din câte mi s-a comunicat și mie de domnul care a venit să-mi prezinte această citație, s-au fi depistat că avea și kilometrajul modificat, ceea ce acolo e nasol. Dacă tu îți cumperi o mașină de la un samsar și te arzi, dar te arzi, cum să zic, te arzi că are defecte, nu zic de cazul ăsta, zic în general, nu-i merge filtrul de particule, e înfundat, nu-i mai trage cum trebuie, scoate fum, are probleme la injectoare, nu bat bine farurile, are anvelopele șterse, duse, varză, trebuie schimbate discuri, plăcuțe, ulei, distribuție, nu știu, trebuie să bagi bani în mașină. Tu nu poți să-l dai pe ăla în judecată că mașina aia are nu știu ce probleme, pentru că tu teoretic trebuie să o verifici. E obligația ta. A fost și cazul ăla la Craiova cu un nene care a cumpărat un Citroen și a luat-o dintr-un târg și n-a ajuns cu ea până acasă că s-a stricat, l-a lăsat ambraj, l-a lăsat toate. Cei din instanță au spus clar, bă, n-ai ce să dai tu pe cine dai tu în judecată că n-ai verificat mașina că nu corespunde tehnic. Problema pentru care l-a dat în judecată și pentru care și-a primit banii este că mașina avea kilometrajul modificat și prezenta un mijloc de înșelăciune, adică o dovadă că a fost înșelat intenționat. Dar pentru partea tehnică, eu nu știu ce o să rezolve băiatul ăsta cu... Pentru kilometri, da, probabil că poate să-l prindă dacă într-adevăr au fost modificați și are dovada că au fost modificați. Dar pentru defecțiunile tehnice pe care el nu le-a verificat înainte să dea banii pe mașină, nu știu dacă are ce să rezolve, pentru că e mașina la mâna a doua. Tu dai 5.000 de euro pe un X3 care a fost 40-50.000, tu te aștepți să fie bec, să fie lacrimă? N-are cum să fie lacrimă. Și acum pe vorbe n-ai ce să dovedești. Ți-a zis că n-are nicio problemă și are probleme. N-ai cum să dovedești, că l-ai înregistrat, nu. Una e să cumperi o mașină de undeva cu factură și în factura ai numărul de kilometri și tu îi faci ulterior analiză, o investighezi și găsești kilometraj modificat, altă serie pe motor, altă nu știu ce. Da, atunci, bă, am fost înșelat, uite, am documentul, am fost înșelat. Pe vorbe n-ai ce să dovedești. Iar starea tehnică, oricât de proastă ar fi la o mașină, în momentul în care îi da banii, tu nu ai pe cine să reclami. Poți să-l reclami dacă ai un document în care mașina îți spune că nu a fost lovită, are kilometrajul ăsta și tu acasă descoperi că a fost și lovită, are și kilometrajul modificat și mai are și alte probleme de care, nu știu, poate că îți spune acolo, nu are probleme, nu știu, specifică ceva, că mașina nu prezintă defecte, nu a fost lovită și ăștia sunt kilometri. Dacă tu dovedești contrariu, just cu documente, cu negru pe alb, atunci poți să te duci în instanță. Altfel, pe vorbe și pe defecte tehnice, că poate, că și la ITP, vă spun sincer că e problema asta, da? La ITP, dacă vii cu o mașină, îți fac azi ITP-ul, îți dau bun tehnic, pleci de la mine și n-ajungi până, nu mergi 3 km și tu ia turbina pe ulei, ce vină am eu? N-am nicio vină. Din păcate, Pe premiza asta se folosesc și inspectorii să facă măgării. Nu turează motorul, nu se vede că dă fum, nu știu ce, pleacă, îi dă fum, îl prinde în trafic și când vine un control la el zice, nu știu, bă, la mine nu dădea fum. Dovedește că nu dădea fum mașina. Dacă a plecat de la mine și după aia a început să dea fum. Cam așa pun problema inspectorii și așa scapă de foarte multe ori. De unde, cum dovedești tu că nu i s-a stricat etrierul sau nu știu ce, după ce a plecat de la mine? Uite, la mine e bine testul de frână, e bine testul de noxe, uite pozele cu mașina, uite pozele cu parurile aprinse. Eu am pățit la ITP, să fac ITP-ul la un Logan, i-am dat bun tehnic, l-am dus în față, mi-a venit și reinspecție pe el de la monitor de la RAR. Deci i-am făcut totul, a fost totul perfect. Un Logan nu avea kilometri, avea 3.000-4.000 de kilometri, 1.4 benzină, emisii, frâne, becuri, tot. După ce am făcut ITP-ul și am dat bun tehnic și mi-a venit reinspecție, nu mai pornea. Adică, bă, uite pe camere, am mers mașina, i-am făcut testul de emisii, uite testul de emisii, nu mai pornea. Nu știu, nu mai pornea, dădea la automat, dar nu mai pornea, nu știu ce pățise ea. Într-un final, după vreo 2, 3, 4 încercări, a pornit și am reluat tot procesul. Dar dacă la mine a mers și când să-i fac reinspecția, n-a mai mers sau n-a mai pornit. Am pățit iară să fac poză, că de-aia se fac poze cu farurile aprinse. Mi-a venit mașina, i-am făcut poză, da? Și după ce am făcut toate pozele și mi-a venit reinspecție, când am verificat din nou toate luminile, s-a ars faza scurtă. Bă, la mine acolo, pe stand, s-a ars faza scurtă. Deci am pățit și chestii de genul ăsta. Așa și ăsta poate să zică, bă, nu știu, bă, la mine mergea, nu știu ce, ai cumpărat-o tu, la revedere, nu mă interesează, n-ai verificat, o să fii sănătos. E mașina la mâna a doua, da. Poate să apare probleme. La revedere. Așadar, o să merg să dau o declarație, nu mai mi-aduc aminte toate detaliile, știu că avea multe erori, multe coduri de eroare, nu mergea bine și omul era foarte, foarte supărat din cauza asta, că a dat niște bani pe care i-a strâns în niște ani pe o mașină care nu funcționa și care necesita alte câteva mii de euro pentru reparații pe care probabil că nu i avea. Adică, acum e de vină și omul, bă, dacă ai 5.000 de euro toți banii, de ce te mănâncă pe tine undeva să-ți iei X3, X5? Ce are Loganul? Foarte bun Loganul, crede-mă, la 5.000 Loganul e beton. Și-a luat Ritter acum Docker, cu 4.000 de euro mai băgat în ea încă 1.000, a făcut-o la 5.000. Beton mașina. Adică de ce nu-ți iei ceva ce știi că poți să-ți permiți ușor? Știi, ți-ai X3. Ok, nu te pricepi. Întreabă pe cineva care se pricepe. Sau du-te la un specialist, la un service înainte să cumperi o astfel de mașină. Sau uite la mine, e mai simplu. Când îți cauți o mașină, da. Cam asta am avut de zis. Aștept mai jos părerile voastre. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.